Cauciucurile de iarnă purtate vara sunt deosebit de periculoase. Dacă iarna suntem obligați prin lege să ne adaptăm anvelopele la sezonul rece, nu același lucru se întâmplă și vara. În aceste condiții, mulți preferă să facă economie și nu mai fac schimbul cauciucurilor. Specialiștii atrag atenția și spun că nu ar trebui să ne uităm la bani când e vorba de viața noastră. În cazul în care circulăm cu anvelope de iarnă, când afară sunt peste 30 de grade Celsius, ne punem viața în pericol. Specialiștii spun că, mai ales la drum lung și la viteze mari, anvelopele se încing, iar timpul de frânare e mult mai lung. Deși pot părea asemănătoare, anvelopele de vară și cele de iarnă sunt fundamental diferite. În 3 zile consecutive de peste plus 8 grade, un cauciuc de iarnă trebuie schimbat, pentru că nu rezistă la temperatura de asfalt. Se exfoliază, pur și simplu se uzează foarte repede. Care sunt pericolele pe care le riscă șoferii care nu fac această schimbare? Pericolul e că se exfoliază cauciucul, poate să explodeze, nu e siguranță. Un cauciuc încintat foarte, foarte rău la temperatura asfaltului devine și alunecos pe asfalt. Deci nu mai e siguranță, nu mai are stabilitate. Anvelopele de iarnă sunt proiectate să funcționeze bine pe zăpadă, gheață, nămol și ploaie, dar când vine vorba de temperaturile ridicate din sezonul cald, lucrurile se schimbă total. Poate să sare flori diferite astea, se uzează și foarte repede, și stânga și dreapta, și de pe la jumatea lui cauciucului sar bucăți din flori. Și o să se dezechilibreze, o să tremure mașina, o să facă... Fac și zgomot, nu e recomandat cauciucul de iarnă vara. Este recomandat să nu utilizați anvelope cu o vechime mai mare de 10 ani, chiar dacă acestea par a fi încă bune. Materialele din care sunt făcute sunt destul de uzate, iar riscul unei explozii este foarte ridicat.